Primăria Comunei Cărpiniș a organizat ruga de la Iecea Mică. Pătimașii au cântat și dansat alături de trei dintre cei mai îndrăgiți artiști ai folclorului bănățean. Așa-i dragostea, îți rupe inima și-ți plângă cinereța. Așa-i dragostea, îți rupe inima și-ți plângă cinereța. Ruga de la Iecea Mică a avut loc duminică, în zi de mare sărbătoare. Petrecerea a început la ora 18, când pe scenă a urcat Adrian, Raluca și Oana Stanca. Ruga de la Iecea Mică a fost organizată de primăria și Consiliul Local Cărpiniș.